Salutare toată lumea și bine m-am găsit aici la o nouă reacție. De data asta avem MGL Zero Official Music Video. S-a lăsat ieri piesa, azi facem reacție. Deci hai să vedem care-i treaba. Din câte știu e piesa aia de pe TikTok, care a pus el un mix snippet. Aia cu blonda parcă. Hai să vedem ce zici. Da, ok, da. Da, partea asta. Vezi că videoclipul e mișto rău. Băi, ce mișto ești videoclipul. Nu neapărat partea de ramura lui MGL, dar pe mine sincer nu prea, nu. MGL e genul agresiv, asta nu. Dar nu sună rău, adică mă ascultau, dar nu mă sparge pe mine. Cum a să fata? Chiar deloc, ia loc pe canapea, în dreapta mea, știi că sentimentul e reciproc. Vezi, n-are galdega, dar vreau să-i cumpăr tot. Independentă nu-mi pasă, vreau să arăt că pot. Ore șofate, tentații la noapte. Sună mișto, îmi place de fapt. Cu încerci de văjeală, băutură, băgaboantă. Prezență feminine și parcă nu uită joc. Caut un răspuns, yes. Fără nimic de la zero. Multe vise mari, multe planuri în cap, dar n-au dinero. După succes apar banii, frații și pizde. Am zis papii de chero. Azi îmi cercui, nu mai simt nimic, nu mai știu care e real. E tot însă mai cu tine, dar nu se poate abține când vine vorba de bani. Ok, punem pauză. Deci, primul lucru de care mă iau e videoclipul. Zici că este făcut de un artist internațional. Videoclipul este top. Deci, top, 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 top. Acum, melodia e genul MGL, dar nu sună rău. Adică n-a dat greș total pe partea asta. Dar, pentru mine personal, sunt încă sceptic. Adică nu mă dă așa tare pe spate. Adică îmi place, sună ok, sună bine MGL pe partea asta de R&B sau de ce parte e, dar sună clar mult mai bine pe un beat agresiv, pe partea agresivă, când mușcă din beat aici, doar așa îl mângâie beat pe aici, da? Dar nu sună rău, n-a dat greș din nou, videoclipul forță. Poate ajuns, adică sigur aș mai asculta, acum nu știu dacă este chiar atât de bună. Dar oricum este, overall nu e un miss, ok? E decentă, puțin mai bună de decentă, ok? Hai să trecem la următoarea melodie. Ok, avem aici a doua melodie. Floris Rich featuring Ian. Să vedem ce a făcut aici Floris și mai ales Ian. Ui, visualizer? Am crezut că e decât... Bun, am crezut că e decât poză, visualizer. Ia. A intrat bine, a intrat bine, ok. A intrat bine, mi-a plăcut cum a intrat. Se pare că se vede mai în ce melodia asta.
Vezi că a fost mișto, vezi că a fost mișto partea aia de beat. Pă, vezi că sună chiar bine, Floris. Wow, wow, Floris, Floris gătește. Deci ăsta e refrenul. Deci cum intră Ian pe refren e genial. Acum refrenul overall nu e așa bun, da. Îmi place cum intră. Stai, ea n-a avut strofă, nu? Ea n-a avut decât partea asta de refrenger. Băi, a avut ea strofă, nu cred. Nu, n-a avut, sigur n-a avut. Sper. Ok, vreau să zic, Floris neașteptat. Neașteptat, băi, Floris, a rupt pe piesa asta, a rupere. Ok, mi-a plăcut mult rău Floris pe piesă. Ian, la fel, cum intră pe refren, este genial. Continuarea e meh. E decent, adică, dar cum intră e foarte mișto. Foarte mișto cum intră. Simți că intră mișto. Și Floris a rupt, băi, ce a făcut și producerul cinei, Robi, probabil, nu? Nu. Ba da, uite, produs by Robi. Ce a făcut Robi cu beat-ul și băiatul ăsta cu masterul la partea cu beat-ul când se modifica și cânta Floris. Aia era, băi, mișto. Mișto, deci partea lui Floris a fost genială. Acum, la fel, ea... N-a avut strofă din câte am fost, nu cred că a avut strofă, nu? A avut decât refrenul și strofa lui Floris. Piesă scurtă. Adică nu e chiar așa scurtă, doar că s-a simțit scurtă, gen. Floris oricum a cântat cam un minut și a rupt acel minut și iar ce a avut refrenul ăsta, care a fost decent. Da, deci overall o piesă bună și asta. Deci numai piese bune în ultimul timp au făcut reacții. Păi, eu am fost Robert, aveți grijă de voi, pa, pa!